Îmi spuneți dumneavoastră când putem începe. Bună ziua, vă mulțumesc și de această dată că din concedii, dintr-o perioadă un pic mai ușoară ați venit la această conferință de presă. Am decis să fac această conferință de presă pentru că chiar dacă este vacanță, în vacanță răul devine mai mare, în vacanță se întâmplă lucruri rele. În aceste zile au apărut două documente oficiale din partea statului român care au niște consecințe extrem de proaste pentru județul Gorj și care au niște consecințe proaste pentru restul țării. Aceste două documente se numesc Strategia Energetică a României pentru perioada anilor 2025-2035, adică ce își propune Guvernul României să facă în perioada următoare în zona de energie, un document făcut de aceste două partide politice, PSD-PNL, un document care nu are vreo greutate de urmărit din perioada anterioară, este planul pe care acești oameni închiși niște birouri l-au făcut despre sistem energetic național, iar un alt document este proiectul de dezvoltare al rețelele electrice de transport pentru perioada următorilor 5 ani. Din ambele aceste două documente rezultă următoarele două lucruri proaste, în primul rând pentru județul Gorj și cu consecință pentru restul județelor din România. Aceste două lucruri sunt că în aceste documente, de fapt, PSD și PNL și-au dat rama pe față, scriu extraordinar de clar că vor închide toate unitățile de producție a energiei electrice pe bază de cărbune din anul 2025, la finalul de 2025, începutul anului 2026. Este o devoalare a minciunii. Acești oameni ne sufocă lent. Ne spuneau inițial că vor închide în anul 2032. Acum vedem brusc că au scos la iveală un nou document în care menționează că nu vom mai închide în 2032. Ne-au obișnuit 3-4 ani cu informația asta. Acum vii și ne spun că închid la anul absolut tot, nepunând altceva în schimb. Iar al doilea lucru pe care l-am observat cu tristețe pentru județul Gorj și pentru România e că nu există nimic despre grafitul de la Baia de Fier, cu toate că există multe pagini care argumentează necesitatea stocării energiei electrice. În zona de sud-est a Europei există o singură fabrică de baterii care poate produce de 60 de ori mai puțin decât ar avea România nevoie să stocheze energie electrică pentru a nu mai avea dezechilibre în sistem. Dacă scoate unitățile de producere a energiei electrice pe bază de cărbune. Pentru a mări această dimensiune, singura soluție tehnică este utilizarea grafenului, care a adus o tehnologie de ultimă generație, care ajută la niște baterii cu o capacitate de stocare cu 30% mai mare, la un ciclu de încărcare mult mai rapid, adică ceea ce avem nevoie astăzi. Este complet inconștient să recunoști că ai nevoie de o capacitate de stocare a energiei electrice în baterii și să nu spui nimic despre grafitul de la Baia de Fier, care este singurul care poate ajuta la ceea ce tu recunoști că ai nevoie. Acest plan pe care aceste două partide politice l-au făcut oficial zilele trecute trebuie oprit. Și noi la USR și eu, ca parlamentar al României, voi face tot ce ține de mine pentru a opri acest plan. Această strategie energetică nouă este doar o înșiruire de decizii care nu acoperă necesarul energetic în România, nici măcar pe foaie. Ei spun că din 2026 anulează 3 grupuri la Rovinari, 2 grupuri la Turceni și 2 grupuri la Ișalnița. Asta înseamnă 1965 de megawați putere instalată care pot produce 1900 de megawați oră energie electrică în bandă. Este rădăcina necesității sistemului energetic național pe care ei spun că îl taie, îl scot, vom uita că există cărbune în România, dar nu ne spun ce pun în schimb. Nu ne spun ce pun în schimb pentru că de fapt s-au răsărit o nouă generație de băieți deștepți în România care fac bani din energie. Pentru că statul român, în momentul în care noi discutăm, în continuare plătește diferența de plafonare. Românii trebuie să înțeleagă că ei plătesc două facturi la energie, nu una. O factură este cea pe care o primesc în cutia poștală, în care au un preț plafonat de 0,81 sau 1,3 lei pe kilowattoră, însă diferența până la prețul real de 3, 4, 5 lei este a doua factură pe care românii o plătesc pentru guvern, pentru că guvernul dă diferența asta de bani
Dar guvernul dă diferența asta de bani crescând prețul la combustibil, crescând prețul la pâine, crescând prețul la carne, crescând prețul la pastă de dinți, crescând prețurile la tot ce este în jurul nostru, prețuri mai mari pe care noi le plătim pentru a suplini această diferență. Eu m-am uitat la o situație de la Eurostat, de la Institutul Național de Statistică, pentru a vedea unde suntem acum. Deci industria din România suferă fantastic în zona de competitivitate, pentru că prețurile la energie electrică în România sunt cu 25% mai mari decât în restul Uniunii Europene. Firmele din România au o problemă în acest sens și pe datele celor din guvern, 300.000 de români angajați la 70 de mari companii riscă să-și piardă locurile de muncă pentru că aceste companii au luat decizia de a analiza relocarea într-o țară în care energia electrică este mai mică. 18% dintre români nu își pot plăti facturile la energie electrică, iar 15% dintre români au probleme în a-și încălzi iarna locuința în care trăiesc împreună cu familia. Toate aceste lucruri au ajuns în punctul acesta pentru că România are prețuri foarte mari la energie electrică și, mergând mai departe pe acest subiect, are prețuri mai mari la energie electrică pentru că nu are suficientă energie electrică, pentru că în ultimii 4 ani de zile a închis capacități de producție echivalentul aproximativ 6.000 de megawatts. Dacă tu închizi, ai mai puțină, dacă ai mai puțină, costă mai mult, dacă costă mai mult, oamenii o plătesc mai greu și generează un disconfort în viața fiecăruia dintre noi. Două lucruri am să vă mai spun, cum s-a ajuns aici și de ce este incoerent ceea ce propune acest guvern. Ei argumentează o asumare a României care se numește Fit for 55. În anul 2002, ce înseamnă asta? În anul 2021, țările membre Uniunii Europene au analizat și au acceptat ideea că gazele cu efect de seră produc o serie de probleme în rândul fiecăruia dintre oameni în mod indirect. Și atunci au zis că își propun și își asumă ca până în anul 2030 să reducă gradul de poluare cu 55% față de referința anului 1990. În momentul în care a semnat acest acord în anul 2021, România redusese față de anul 1990 gradul de poluare cu 77%. În anul 2023, România avea 87% reducere a gazelor cu efect de seră. Așadar, toate celelalte țări evită să închidă unități de producere a energiei electrice care poluează, chiar dacă sunt sub presiunea atingerii pragului de 55%. România are 87% atingerea acestui prag. Cine ne obligă pe noi să închidem termocentralele pe bază de cărbune, cât timp noi îndeplinim aceste condiții, cu mult înainte ca celelalte țări să-și pună problema că trebuie să facă ceva, celelalte țări n-au făcut, noi facem mai devreme. Și nu facem în 2030, cum ni s-a spus inițial, acum aflăm de la Guvernul României că au luat decizia să închidă tot în 2026. Și oricât de tare s-ar chinui ei să explice diverse argumente, nu am văzut în cele 156 de pagini ale strategiei energetice făcute de aceste două partide răspuns la întrebarea ce punem în schimb. Pentru că discuția nu este dacă energia verde ne place sau nu ne place, discuția este dacă energia verde este suficientă sau nu, iar în acest moment nu este suficientă. Și ca orice politician responsabil care observă niște probleme și pe care le critică și argumentează de ce le critică, trebuie să vină cu niște soluții. Și soluțiile pe care eu le propun la contextul pe care vi l-am exprimat mai devreme sunt următoarele. În primul rând, decizie imediată pentru a menține conectate la sistem energetic național grupurile pe cărbune de la Rovinari, Turceni și Ișalnița, până când statul român va reuși să conecteze în sistemul energetic național termocentralele pe gaz care să aibă o putere cel puțin de 3 sferturi din ceea ce scot pe cărbune. Adică pe cărbune vor să scoată 1965 de megawatt, atâta totalizează cele 3 cu 2 și cu 2 grupuri de la Rovinari, Turceni, respectiv Ișalnița, până când nu vor conecta la sistemul energetic național centrale pe bază de gaz care să producă energie electrică în bandă în valoare de 3 sferturi din ceea ce scot, aceste grupuri pe cărbune, din punctul meu de vedere, dacă aș avea putere de decizie la nivel național,
și aș decide asta ca minister sau un guvern, nu ar trebui scoase pentru argumentele pe care vi le-am spus mai devreme. A doua chestiune pe care eu o propun este o prioritizare a proiectului de amenajare hidroenergetică de la Tarnița Lăpușești. Acolo, pe lângă faptul că se poate obține niște energie electrică în bandă suplimentară, proiectul în sine cu acumulare prin pompaj dă posibilitatea stocării energiei electrice nu în baterii, ci în faptul că plimbă apa noaptea de jos în bazinul de sus, ceea ce de fapt ajută la o stocare suplimentară a ceea ce înseamnă zona de stocare a energiei electrice. Urgentarea finalizării celor două hidrocentrale de la Valea Sadului și Curtișoara. Aceste două hidrocentrale, lumea trebuie să înțeleagă, nu ce spun mincinoșii de la PSD, nu ce se prefac cei de la PNL că vorbesc despre subiect, dar de fapt nu au nicio acțiune, ci să înțeleagă cum stau lucrurile în mod real. Hidrocentrala, amenajarea hidrocentralei de la Valea Sadului și Curtișoara este finalizată într-o proporție de 67%. Au abandonat această lucrare, a apărut un raport de expertiză al specialiștilor de la ISPH, care spune că costurile pentru a lăsa abandonate aceste două amenajări hidroenergetice sunt mai mari decât costurile de finalizare. Adică noi ca țară, după ce am mutat albia râului Jiu, după ce am mutat șoseaua națională, biserici, cimitire, case, sate întregi, spunem că abandonăm aceste lucruri, chiar dacă prețul pentru a abandona este mai scump decât prețul pentru a finaliza. O altă penultima propunere pe care eu o am este o decizie la nivelul guvernului de pornire rapidă a exploatării grafitului de la Baia de Fier. Toți specialiștii în zona de energie spun că pentru a compensa sursele de energie electrică solară, eoliană, acei prosumatori, acele panouri fotovoltaice pe care mulți dintre noi le-am pus pe case, este nevoie de stocare pentru a echilibra sistemul energetic național. Stocarea asta este scumpă, stocarea asta se face greu cu actuala tehnologie. S-a luat premiul Nobel în fizică pentru descoperirea grafenului, care se obține prin exfolierea grafitului, care în România este doar la Baia de Fier, care în Europa este foarte puțin și nu este de asemenea puritate precum este cel de la Baia de Fier. În primă fază, în spatele peșterii de la Baia de Fier, există un iaz în care a fost decantat grafitul prin anii 90-2000, când se utiliza pentru cu totul altceva. Acolo este o haldă întreagă de grafit suficient de pur, care poate fi în primă fază prelucrat, fără a merge în munte, pentru a avea prima etapă de începere a exploatării de la Baia de Fier, astfel încât, prin exfolierea grafitului de acolo, să facem în județul Gorj o fabrică de baterii. Imaginați-vă ce importanță ar căpăta județul Gorj dacă aici ar exista tot ceea ce cei de jur împrejurul României, inclusiv România, are nevoie. Nu poți echilibra sistemul energetic național având în vedere atât de multe surse de producere a energiei electrice verzi fără a avea stocare. Stocarea înseamnă baterii, performanța bateriilor înseamnă grafen, grafen este doar aici. Și ultima propunere pe care o am este un plan național de investiții în rețeaua electrică de joasă tensiune, joasă și medie tensiune, pentru a permite mai multe puncte în care să se injecteze energie din partea prosumatorilor. Acum s-a ajuns în multe zone din țară la limită, astfel încât firele care coboară de la panourile fotovoltaice de pe acoperișul caselor noastre nu mai au unde să se înțepe în rețeaua distribuitorului care este în jurul cartierului nostru, pentru că nu suportă. Dacă nu suportă, trebuie mărită capacitatea. Și ca o devoalare a ultimei minciuni pe care acest guvern o are în plan cu privire la situația sistemului energetic național, vă spuneam la începutul conferinței de presă că nu au soluție și nu se închid cifrele. Închid mai mult decât spun că pun în loc. Au luat decizia de dublare a capacității de interconectare a României. Adică atunci când eu intrez pe la Parlament, ce faceți? Că nu dau calculele. Închideți mai mult decât produce și România nu va mai avea energie. Răspunsul este în hotărârea de guvern pe care am văzut-o și care a decis ca România să-și mărească capacitatea de a cumpăra energie de la vecini. De la 3.000 de megawatts cât suportă firele acum,
o vor duce anul viitor la 7.000 de megawatt-oră. Deci, de fapt, acela este răspunsul ce va face România în perioada următoare. Va închide și va cumpăra energie de la vecini la un preț foarte scump, ceea ce va limita industria și așa a scăzut în România, va crește prețurile pentru fiecare dintre noi, toate astea în condițiile în care noi stăm aici pe niște zăcăminte și avem niște termocentrale, unele dintre ele cu grupuri electroenergetice modernizate, care pot arde cărbunele de peste stradă. Nu alegem să facem asta, alegem să cumpărăm energie din Serbia, care produce tot pe bază de cărbune și care ne vinde nouă 100 de kilometri mai departe de termocentrala de la Rovinar și Turceni, la un preț dublu decât noi o putem produce acolo. Este o inconștiență, este un plan împotriva României, este un plan care nu are nicio raționalitate, nu are nicio justificare și este un plan pe care trebuie să-l oprim. Nu s-au născut acești oameni premieri, nu i-am văzut lăsați de Dumnezeu pe pământ cu putere de a decide împotriva României. Este de datoria fiecăruia dintre noi și a mea ca parlamentar și a dumneavoastră ca oameni să înțelegem că suntem într-un moment în care ajung să-și bată prea mult joc de ceea ce urmează să se întâmple în România. Eu am doi copii care locuiesc la Târgu Jiu, care merg la școală, la grădiniță, la Târgu Jiu și care vreau că atunci când voi fi eu bătrân să rămână în zonă și vor putea rămâne în zonă dacă contextul le va permite. Dacă aici se închide tot, dacă de aici pleacă oamenii, dacă aici nu se mai întâmplă nimic, nici copiii mei, nici ai dumneavoastră nu vor mai veni aici. Este de datoria noastră să luăm atitudine, fiecare cu puterea pe care o avem, dumneavoastră mergând la vot, vorbind cu vecinii dumneavoastră despre aceste lucruri, înțelegând riscul la care suntem supuși, a mea ca parlamentar care am încrederea dumneavoastră să merg mai departe cu puterea pe care o am, am depus în Parlamentul României un proiect de lege care interzice închiderea termocentralelor pe bază de cărbune până când ei nu pun altceva în schimb. Ei ne spun în schimb nouă că închid în 2025 și vor deschide două termocentrale, una de 875 de megawatt și una de 450 la Ișanița și respectiv la Turceni, în 2026. Locul pe care ar trebui să vedem două termocentrale noi, mergând așa pe mașină și uitându-ne pe geam, să vedem niște construcții imense care să producă energie pe bază de gaz, acum acolo este un izlaz, un izlaz pe care pas vacile și unde ei ne spun că la anul vom vedea două termocentrale imense. Nu crede absolut nimeni asta, soluția este să oprim acest plan. Vă mulțumesc frumos! Să luăm pe rând. În opinia Comisiei Europene, acest plan de restructurare poate fi discutat. Comisia Europeană a spus în Parlamentul României, prin vocea reprezentantei Comisiei Europene în România, că așteaptă o nouă propunere din partea Guvernului României cu privire la planul de restructurare al complexului energetic Oltenia. Această propunere nu există. În al doilea rând, pe al doilea palier, Guvernul României nu numai că nu are de gând să modifice acest plan de restructurare, vedem că noua strategie pe care o face, care este de la zero, nu include cărbunele, nu cum e scris în planul de restructurare. În planul de restructurare este scris că vor închide în 2032. În strategia energetică proaspătă, făcută acum de acest guvern, de la care ați fi avut așteptări să renegocieze planul de restructurare, ei spun că nu vor închide în 2032, cum spune planul de restructurare, spune că vor închide în 2026. Și atunci, cum pot să crezi că oamenii ăștia sunt interesați dacă în documentul făcut de ei spun că închid mai devreme decât o barieră pe care tot eu o invocau până acum? Și acest plan de restructurare a fost aprobat pe 26 ianuarie 2022, când în Guvernul României era aceeași combinație de netrebnici. Tot PSD cu PNL erau la guvernare când s-a aprobat acest plan de restructurare. Din 2022 până astăzi, întreaga filozofie a sistemului energetic în zona europeană s-a schimbat. Deci argumentele pentru care s-a făcut un plan de restructurare au dispărut. Atunci când faci un plan, în primele pagini justifici de ce vrei să faci acel plan. Justificarea făcută în anul 2022 nu mai este valabilă astăzi. Un guvern al unei țări are capacitatea, trebuie să aibă capacitatea să ia decizii în fiecare zi. Nu înseamnă că dacă iei o decizie astăzi care se dovedește proastă, nu poți să iei o altă decizie pentru că ai luat-o ieri. Nu, ești la guvernare și astăzi. Altfel am avea guvern doar o zi pe an și în restul celor 364-65 de zile am trăit cu decizia luată în acea zi. În fiecare zi se întâlnesc niște oameni care sunt vii, care analizează, care ar trebui să aibă capacitate de judecată și care să decidă în conformitate cu realitățile în dimineața în care s-au trezit. Nu se întâmplă asta. Ce înseamnă asta, domnule? Să permite oameni să plece acasă în viitor? Da.
înseamnă că mii de oameni vor fi batjocoriți anul viitor, vor fi seduși și abandonați. Pentru că acești oameni sunt masă de manevră electorală. De asta s-au angajat 1800 de oameni. Nu pentru că ar fi avut complexul mare nevoie, ci pentru că a fost o presiune politică între primari, a fost o presiune politică de la centru pe domnul Weber și pe domnul Iordache, care simțeau că le fuge pământul de sub picioare, să obțină niște voturi. Și într-un județ Gorj, în care nu există locuri de muncă multe, modalitatea cinică prin care obții voturi este să angajezi la stat. Pe acești oameni i-au angajat, i-au folosit electoral o jumătate de an, un an, cărora acum le spun că în 2025, care este întâmplător anul, imediat după alegeri, îi vor abandona. Asta este situația reală. Trist este că nu doar oamenii ăștia sunt abandonați. Acum CEO are vreo 9.000 de angajați. Pe planul de restructurare inițial, în 2026, trebuiau să mai rămână 4.500. Legea 197, pe care nici Weber, nici Iordache n-au dorit-o și o blochează pe unde pot până când legea a arătat dimensiunea și valabilitatea ei, scoate la pensie 800 de oameni în anul acesta și 1000 de oameni anul viitor. Deci chiar în ipoteza în care în 2026 ar fi rămas 4600 de oameni, vreo 2000 dintre ei ar fi rămas sub cerul liber. Noua veste proastă este că în 2026 nu mai rămân cei 4600, ci pe decizia luată de acești oameni de la PSD și PNL rămân zero. Deci nu vor fi afectați 2000 pentru că restul sunt scoși la pensie, ci vor fi afectați vreo 4.000 plus cei 1.800 care sunt pe perioadă determinată și cărora după alegeri, vor rămâne fără serviciu. Ați tot vorbit despre granitul de la Baia de Fier, s-a arătat cineva interesat? Da, eu tot primesc diverse mail-uri din partea multor entități din lumea asta care mă întreabă ce noutăți mai știu despre grafitul de la Baia de Fier. Ceea ce s-a reușit în mod fantastic pentru grafitul de la Baia de Fier a fost o decizie a Comisiei Europene în luna mai a acestui an, care a inclus grafitul de la Baia de Fier pe lista materiilor critice, materiilor prime critice, pentru care a transmis o informare tuturor guvernelor țărilor Uniunii Europene care au în interiorul țărilor materii dintre lista respectivă, România are doar grafit, pentru care Guvernul României, în cazul nostru, până pe 22 august, trebuie să transmită Comisiei Europene o propunere despre modul în care vrea să exploateze grafitul de la Baia de Fier, condiție pentru care Comisia Europeană finanțează această exploatare la nivel mare. Finanțează amenajarea de drum până acolo, alimentarea cu energie electrică, chestiuni grele, costisitoare, pe care un investitor privat ar avea o problemă în a-și include treaba asta, costurile astea, în calculul financiar. Comisia Europeană înțelege că este nevoie de acest grafit, înțelege că mediul privat poate avea o greutate de a-și amenaja infrastructura asta greoaie și Comisia Europeană spune, am stabilit că această listă de 3-4 materii prime este o listă critică. Fiecare de la voi, duceți-vă la voi în țară, unde aveți bucată din materialele astea, noi vă dăm bani. Deci eu încă o dată prin intermediul dumneavoastră atrag atenția Guvernului României să nu rateze termenul de 22 august. Este ultima zi până la care Guvernul României trebuie să transmită Comisiei Europene o propunere de proiect pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier dacă vrea să primească bani. Dacă nu va face acest lucru, nu va primi bani.